Dar așa de mișto arăta. Da, știu, dar tu arezi bine cu, ia, așa, așa, și cu degetul arezi bine, da, dacă te chinui. Dacă... Pentru cei care nu știți, și asta e cam imposibil să nu te știe lumea, prezintă-te, te rog. Eu sunt Gabriela Popescu, sunt make-up artist și trainer. Și trainer. Și mai mult, mai mult decât vă imaginați. Așa te găsim și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, și pe YouTube. Da. Și pe Google. Peste tot, da. Chiar peste tot. Gabriela Popescu. Gabriela Popescu. Mulțumim că ai venit astăzi. Stai să vedem ce îți facem. Cum are noi. Drag, așa de bine a fost și numai eu și cu Angel știm de ce. Știi cum zic? Da, da, mulțumesc, chiar apreciez. Dacă tu vrei pe un stories de-al tău să pui ceva mai ceea ce a fost cu părul meu înainte, dar o să arate super bine, abia aștept. Te pregătești de festival, mai ai o tură. Mai ai o rundă. Wow, da, să știi, mai ai un pic. Recomandarea mea numărul 1, dacă vrei un pic să te liniștești cu tot ce înseamnă job, muncă, nebunie și așa, este să faci copii. Cât mai mulți și cât mai des. Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Dar trebuie să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... Nu știu neapărat cât mai mulți, dar unul da. Sigur. Știi de ce? Pentru că îți dă așa... Câți vrei? Doi? Doi, băieți. Ești singur la părinți? Nu. Cât mai ai, un frate, o soră, ce? Un frate. Mai mic sau mai mare? Mai mic. Deci tu erai fratele mare? Da. Am înțeles. Da, trebuie să faci copii că îți dau o bucurie. Sunt anumite bucurii care doar copiii, știi, ți le da, dau. Da, adu-mi telecomand. Nu știu, da. Nu chiar, dar ceva și eu îi zic acum la blonduța mea, ceva îi zic și eu, ceva de genul. Mami, mi-aduci, nu știu, prosopul sau mi-aduci, nu știu da, ce, da, mi-aduci pijamaua, da, cred că asta e ultima chestie. Prin casă. Care am zis eu, mi-aduci tu la vii pijamaua, te rog. Și ea s-a dus, mi-a dus-o, perfect, bun. Brav. Acum chiar pahar cu apă mi-e frică, pentru că dacă e din ăla din sticlă, mi-e cumva să nu-l. Am o singură fetiță. O singură fetiță. Da. O blonduță și are aproape 4 ani. Și da, e o bucurie și îți schimbă viața, dar trebuie să fii prezent. Trebuie să fii prezent. Ah, și tu care ești organizator de evenimente. Da. Muncitor calificat, da. De make-up artiștilor. Da, da. Electric Castle membru. Da, da, da. Nu știu. Poate. Adică tu chiar poate faci și te văd în atâtea locuri. Uh-huh. Cum ești prezent? Cum reușești? Îl iei cu tine. Hai cu mama la... Să știi, de foarte multe ori am luat-o pe fetița mea. Eu am început munca după fix 6 luni. Chiar dacă eu alăptam, eu mi-am început munca și cu o grupă de 5 fete la partea de machiaj. Eu, cum mi-aduceam fetița, mi-aducea soțul meu fetița din 2 în 2 ori ca să-mi alăptez copilul. Alăptam 10-15 minute, check, pac, mi-o lua. Ca make-up artist lucrez din 2008. 2007-2008. În 2007 am lucrat într-o televiziune, 2 ani de zile, 2007-2008. Aveați machiaj de calitate acolo? Nu, lucram, ce să vezi, am prezentat știri, am prezentat meteo, am prezentat sport, am avut rubrica mea cu tineri artiști într-o emisiune, era live și mi-a plăcut foarte tare, am avut proiectul 2 ani de zile și după aia, între timp, făceam și make-up și toată lumea știa că este acolo Gabi care are de filmat, nu știu ce, dar dacă este vreun invitat care, să știi că o și machiază. Tu erai super. Prezentatorul din fața camerei. Uh-huh. Da, am prezentat, da. Am prezentat, am avut o rubrică, da, la o televiziune NCN, dar NCN-ul foarte, foarte vechi. Din gașca Trofin și oamenii ăia, Uscat și Trofin. Da, niște oameni foarte mișto. Și am intrat în gașca asta, pentru că e o poveste foarte faină, am intrat în gașca televiziunii, pur și simplu am trimis un mail și am spus că eu mă numesc Gabriela Popescu, sunt la Facultatea de Artă și Design, îmi place să pozez, n-aveam nicio treabă cu televiziunea sau cu nu știu, place să pozez report, să fac de mâncare. Da, da, serios. Deci îmi place să pozez, sunt foarte deschisă la tot felul de chestii. Și după aia, într-o dimineață, mă sună Trofin. Și eu i-am dat din ăsta ocupat, știi, și am zis, nu-mi pare rău, nu pot că sunt la cursuri să vorbesc. Și el, bună ziua, Constantin Trofin la mesaj, știi? Constantin da. Trofin, în gândul meu, imediat Google. Că atunci exista Google, acum există Instagram, știi cum zic? Acum pe toată lumea cauți pe Instagram, nu mai cauți pe Google. Eu am băgat Google și am zis, ai de capul meu, Constantin Trofin.
ăsta e Constantin Trofin, pe care îl știu de la TVR1, cu Tărică, cu Tărică, Doamne, 11.000 de ani. Bineînțeles că m-am dus la el, când am văzut că este el, cred că, nu știu, eram la 10 metri, am rămas mărmurită, șocată și mi zis, oh my God, omul ăsta, care este un om de televiziune extraordinar, profesor la facultate de televiziune și film și nu știu ce, pe mine mi-a zis, ok, hai la un interviu. Oh, am rămas, mi-a plăcut foarte tare și au fost 2 ani extraordinari, chiar a fost wow pentru mine. Proiectul s-a terminat și m-am apucat doar de make-up. Păi am făcut niște accesorii ani de zile, tot făceam, îmi plăcea foarte tare. Eu am terminat Universitatea de Artă și Design și aveam partea artistică întotdeauna în mine și mi-am dat seama că vreau ceva ce rămâne acolo pe veci. Mi se părea că pe lângă partea de machiaj, un accesoriu, nu știu, dacă îți cumperi de la mine o pereche de cercei sau dacă îți cumperi un colier, ăsta o să rămână ani de zile. Poate dacă vrei și îl ții într-o formă frumoasă, o să meargă și, nu știu, la prietenii tăi, la familia ta, la copilul tău și așa mai departe. Exact, e foarte mișto, nu? Și uite, tare. Așa a trecut timpul și cumva mi s-a părut mie că, ok, fac și accesorii doar pentru anumite cliente, dar în primul rând fac machiaj pentru că vreau să fac femeile fericite. Ce coincidență, numai eu mai învăț. Cu cine ai făcut cursul de make-up? Ah, foarte mișto, da. No, ce bună întrebare! An de zile, vreo 5 ani de zile, îți spun sincer, nu am făcut niciun curs. Având în vedere că eu lucram ca și, fac liceu de artă din clasa 5, acum am 36 de ani, foarte mulți ani. Da, mulțumesc. Deci foarte mulți ani, eu am făcut liceu de artă, partea de pictură, am venit la facultate din Galați, am venit la facultatea din Cluj, pe partea de pictură, design. Și cam 4 ani de zile nu am făcut nimic pe partea de curs pentru că nu îmi permiteam din punct de vedere financiar. Pentru că în... Pentru că n-ai nevoie. Da, știi? Da, da. Pentru că acum, dacă am zis 2008, sunt acum 13 ani, da? Exista un curs, două cursuri maxim și ghici, nu la Cluj. La Cluj nu era nimic. Era la București, așa? Pentru mine să mă mut la București când eu eram în anul 3 de facultate, sau mă rog, terminam în anul 4 de facultate, era foarte costisitor. Adică nu vedeam că pentru nu reușesc, știi? No, și cursul era foarte, foarte scump pentru că generația veche are într-adevăr, avea parte de ceva mult mai scump. Foarte bun, nimic de zis, dar scump. Așa că am mai lăsat vreo 4-5 ani, am lucrat, mi-am pus bani la ciorap și după aia am făcut un curs aici cu Romana Oaneș. E o tipă din generația veche, foarte faină. Romana? Da. Da, uite, poți să o căutăm, aici. Să o aducem aici, să ne povestească cum era. Pentru că ea, da. Pentru că ea era o tipă care, când am început eu cu partea de machiaj, ea plecase din locul în care eu am devenit eu make-up artist la un studio foto și a plecat ea. Și cumva, ce mi-a plăcut mie și mi s-a părut interesant, era că mi-a lăsat acolo câteva truse de machiaj. În 2008, truse de machiaj cu 20, 30, 50 de culori nu existau, jur. Deci în 2008 nu exista așa ceva, decât într-adevăr toate erau din afara țării. Și casele ei, una la mână erau și costisitoare, doi la mână era greu, adică nu le aveai. Era de colecție. Exact, știi? No, și a fost foarte mișto. Dacă îmi povestea un tip așa. Că ei machiau numai cu un ruj, cu aia făceau și bujorii. Generația și... veche, da. Și Romana era în Cluj, a plecat de la studioul respectiv, Studio Foto, Studio Scala și Pro Foto, foarte mișto, o gașcă faină cu care și acum țin legătura și mă bucur tare mult. Și au plecat de acolo ea și bineînțeles ea și-a deschis un salon studio de machiaj. Da. Și cumva mi s-a părut mie că dacă este vreun om care mă poate învăța ceva în perioada mea, să zic așa, este cu ea de la ea. Și mi-a plăcut foarte tare, deja știam foarte multe lucruri, pentru că YouTube-ul pentru mine era dimineața la prânz, seara și foarte multă lume a învățat de pe YouTube, niște pași interesanți. Și repet, am făcut cursul la ea pentru că era o tipă foarte faină, am avut foarte multe de învățat. Primul Smokey Eyes perfect l-am făcut pentru că ea mi l-a... Smokey Eyes, da. L-am făcut pentru că ea mi l-a predat foarte bine. Și uite așa.
și-au trecut ani și sunt aici. Dar vezi? mai am de povestit, dacă vrei. Te cred. Adevăr sau provocare? Provocare. Doar provocare avem, adică la adevăr nu prea să prinde lumea. Da, hai. Că... E nasol tare. Da, eu sunt prost. Și pun întrebări de-astea grele. Așa, bun. Grele, hai să vedem. Bun. Așa, bun. Avem aici trei variante. Da? Să aleg? Tu trebuie să alegi una. Hai. Poți să o refuzi, dar nu te poți întoarce la ea. Ok. Asta. Da. Trei, uite. Și citesc acum? Te rog frumos, ca să nu zică lumea că e mână reală, că e vânăreală, că e ala, că e feșteală. Hai să vedem. Așa, sună pe cea mai cunoscută celebră persoană din acel și cere ceva. Vai! Așa s-o nemerit, tu ești și... Dar în concert, nu pot. A, deci știi care e cea mai celebră persoană de... Uite, nu, dar nu-mi permit. Eu am numărul ei de telefon, dar nu-mi permit. Eu sunt tot timpul, uite mă ce chest, îmi place, dar nu sunt pe nimeni. Nu sunt pe nimeni. Dacă vrei, poți să refuzi. Dacă vrei, îi trimit și... poți să trimit un mesaj pe WhatsApp? Nu. Ai, mă, nu cred. Nu. Dacă vrei, mai alegi alt click. Vai, nu. Nu pot să sun. Că e în concediu acum. Sună pe altcineva și zic că pentru tine cealaltă persoană e cea mai celebră. Nu. Ce tare, nebune. Adevăr sau... Adevăr. Nu mai am adevărat. Deci, nu sunăm. Nu sunăm. Și de ce eu sunăm. Tot așa insist? Că știu ce mai avem acolo. Deci nu sunăm. Hai, mă! Deci. Asta e ce ai prindut, cele mai ușoare. Nu se știe. Vai, nu pot să... Bine, deci fii atent. Dacă negociere. Deci aș putea să sun... Să-i cer ceva. Dă-mi un număr de telefon. Aș putea să spun ție că nu e persoana cea mai importantă. Dar trebuie să știm numele. Da. Bine, nu, așa. Zic că aș putea să găsesc pe altcineva care mi-ar răspunde. Dar persoana aia cea mai cunoscută pe care... Cea mai celebră. Da, că știu că tu ai celebrități în telefonul ăla, că m-am și vorbit cu doi țigani să-ți fure telefonul acasă. Să avem și noi niște contacte. Da, nu sunt. Bine. Dar cred că o să vadă în registru. Unul sau doi? Unul. Bine, sunt tare! Dacă e ultima șansă. Și după aia ce se întâmplă? Nu, serios, nu! Cușca cu lei! Vai! De ce nu mi-a spus cineva de la... Mănâncă... Hai, care îmi dă? Ardei iute, să mănâncă un ardei iute. Aduceți un ardei iute. Dar tot? Nu tot, așa, un mic. Nu așa, cât să... Bine, ne putem întoarce la prima întrebare și nu știu ce. Hai să vă zic. Era vorba de Andreea Isca, pe care o ador și e o tipă extraordinară. Salutări. Salutări. Dar știu, Andreea, că ești în concediu și nu îmi permiteam. Dacă era ora 5 după amiaza și știam că încă își citește pentru știri și așa, poate o sunam, dar așa nu sun. Dar cred că să mă certe și o zic, de ce nu m-ai sunat? De ce nu m-ai sunat? Să-mi cer ceva. Bine, da. Dar puteam suna și pe soțul ei și ceream niște chestii foarte importante. Și ziceam de un proiect. Am un proiect în minte cu soțul Andrei. Da, Doamne, să fie de la iute. Da, Doamne, să fie de la... Ai văzut? Doamne, acolo sus. Bă, deci știi cum l-am ales? Era o grămadă și am zis, ăsta trebuie să fie cel mai picant, că era cel mai cor. Uite că începe că sunt semințele. De. Deci până aici îl mănânc. Trebuia să-i dăm cu marker. It was at this moment that he knew. He fucked up. Un semn. Mamă, cine a pus chestiile astea? Sunt interesante, îmi place. Îți dai seama că o minte bolnavă. Puteți să aduceți, vă rog, și un extintor? Avem o rubrică, o să vorbim mai tare pe sectorul ăsta. Adică noi și muncim, nu eu. Și eu muncim. Mă distrez și stau bine. Hai! Așa. Avem rubrica care se numește Întrebarea clientului, în care clientul meu de astăzi este Oana Bidian. Ea te întreabă ce se poartă anul ăsta în make-up. Cred că e întrebarea pe care o primești cel mai des. Și pe mine mă întreabă lumea. Știi ce se poartă? În primul și în primul rând se poartă ce vrei tu. Deci porți fix ce vrei tu, dar ai nevoie de o culoare interesantă, o pată de culoare. Că e un ruj mai interesant, că e un fard pus cu buricile degetelor pe pleoapă. Super!
joacă-te, bucură-te de orice zi în care ai 10 minute pentru machiajul tău. Conturare, blush și iluminator, că vine toată vara asta frumoasă peste noi. Mai sunt câteva luni bunicele, eu zic că, bă, că acum temperatura e, e oricum foarte ridicată. Iluminator frumos pe decolteu, pe umeri. Asta e un pont super mișto. Pe umeri, iluminator. Arată atât de bine. Vis. Altceva? Altă întrebare. Dar voi așa, când vă machiați, vă machiați și pe umeri și pe tot. Spate. Păi pe... dar cum uite, te dai numai cu fond de ten aici și după aia gât, bărbie, brațe, nimic, lași, așa, cum, te-ai făcut duș? Eu, acum, fără să ne supărăm, eu cred că asta cu make-up-ul un pic îmi schimbă mie realitatea. Că mă întâlnesc azi cu cineva și după duș e altcineva. Depinde dacă a folosit un demachiant bun. Dacă... Demachiem, nu-i problemă. Măi, da, să știi că machiajul ăsta e foarte fain. A evoluat așa de... grav în ultimii ani. Da, dar trebuie să știi exact când îl pui, unde îl pui, pe cine îl pui, produsele pe care le alegi, calitatea asta lor. Asta nu-i problemă, că voi, fetele, voi știți unde îl pui, cât îl pui, cum îl pui. Dar noi, bărbații, de unde știm cât și-o pus, unde și-o pus și dacă chiar ea... E, păi dacă o vezi dimineață, ia sigur îi, știi? Păi și dacă o vezi dimineață și după aia zici că, bă, dar da, e cu virgulă. Next, aici. Next. Mai bine nu-i dăm bani de machiaj. Next, sau, next. Hai să le păi nu da banii de machiaj, banii de machiaj ți-i faci singură, nu există așa ceva. Banii de machiaj ți-i faci singură. Așa, asta banii e un, de venit la make-up, ți-l dă altcineva. Câți mai mulți. Câți mai mulți bani, nu câți mai mulți sponsori. Să ne revenim. Da. Bărbații ți se machiază? Să știi că am avut câțiva miri care da s-au machiat și să știi că e o chestie foarte mișto. Un pic de concealer în zona de sub ochi și pudră. Avem un... Un pic de? Concealer. Anticearcăn. Zi așa, anticearcăn, antimustață, anti-muci. Un pic de anticearcăn în zona de sub ochi arată foarte bine. Pudră translucidă să nu slucească pielea foarte mult. Foarte mult. Și aș mai merge pe un produs tip mascara pentru sprâncean. Într-o culoare, bineînțeles, potrivită, nu neagru dacă ești blond. Mascara. Da, și stilizezi așa un pic sprânceanul, e super. Da, și cremă hidratantă. Știi că mai există conceptul ăsta de... Eu susțin bărbații să meargă să-și facă manicura. Corect. Și mai nou, vorbind cu tine, să meargă să-și mascarada, să-și facă puțin un mic ceva. Make-up. Da, da, da. Că vezi chestia asta așa, fiind ușor gay, gen... Păi nu, dar depinde foarte... N-am nicio treabă. Depinde foarte mult în ce zonă vrei să dai. Vrei să fie doar pentru Instagram și pentru imaginea pe care tu o ai acolo? Păi pune-ți și sclipici dacă ești bărbat, spune ce vrei tu. Până la urmă e o joacă, poate să fie un job, dacă e vorba de a merge la job în machiat, da? Încerci să fie totul de bun simț și totul cât mai curat și cât mai elegant. Nu dă nimic, nu dă în chici, nu dă în prea mult, nu dă în schimbare de sex sau și așa mai departe, nu. Gen. Dă în respect, respect pentru cei din jurul tău. Puțin concealer dacă ai niște cearcăne maronii sau movulii, să-ți stilizezi un pic sprânceana să nu fie foarte, foarte stufoasă, super, ok? Balsam de buze, da. Hidratează-ți buzele. Cui place buze uscate? Îți plac buze uscate? Nu, păi hidrata, da. Nu. Hidratare, un produs care să-ți hidrateze, să aibă niște ingrediente potrivite ca cum se spune corect? Ir sau strugurel? Aha, strugurel la noi în zonă. Strugurel la noi în zonă, când mi se zicea ir, stăteam și ziceam, poftim, ce e aia? Ir? Adică cum? Ir de buze. Și domniar, strugurel. Nu, eu zic, eu zic balsam de buze și așa știe toată lumea. Regionalisme. Balsam de buze scrie în magazin. No, okay. Ce scrie? Strugurel. Nu, du-te, măi, mă duc. Dar nu aici, dar nu te duc aici. Păi, dar nu mă duc, băi. Mergem la Iași și la raionul cu strugurel, așa scrie. La raionul cu strugurel, un strugurel, vă rog. Okay. Chiar dacă ofer un cadou, un tricou cu emisiunea, ălora care îmi trimite o poză din magazin din oriunde în țară, care unde se vinde balsam de buze, se scrie strugurel și prețul. Da. Gata. Hai să-ți explic ce înseamnă să interpretezi un vis. Să zic că am visat aseară trei copaci albaștri și tu îmi spui... Să-mi zici ce ai visat. Nu, ce-ți dorești? Aaa, ce am visat? Mă, dar nu mai visez.
visez, nu mai știu, de ce oare? Cred că sunt foarte, nu, serios, cred că sunt foarte obosită și nu mai visez. Știi ce visam? Ah, hai să zic, vrei să zic? Da, mă, din, și în copilărie măcar da, aia. Da, da, vrei, știi ce? Băi, da, uite, chestia asta întotdeauna visam că plutesc și că este așa cumva o trambulină din aia și fac tâc de pe o trambulină pe alta. Și asta viseam cum, hop, mă înalț, după aia cobor, mă înalț, cobor. Serios? Da, da, deci exact ca pe o trambulină, cum faci tâc trambulină, doar că nu făceam fix în același loc. Nu făceam în același loc. De aici, încolo și tot așa. A? Hai să te văd. Deci, în primul rând, deci tu nu săreai pe trambulină reale, erai așa. În... Da, în aer cumva. Așa mergeai. Cu forță, să știi, cu avanze, da, cu, cum se numește, balans din ăla, nu mai știu exact. Elan. Oboseala. Electric Castle scrie pe amândoi. Electric Castle. Pe la ce vârstă aveai tu asemenea vise? Mamă! Erai mare, erai mică, erai conștientă de faptele tale? Sigur, da, sigur. Nu, dar serios, cred că generală, liceu și un pic. Deci, de la 10 ani până la 20 de ani am visat într-una chestia asta. Aveai de luat decizii importante în general? Nu, fai, dar așa, deci am trăit cea mai frumoasă copilărie. Acasă, frumos, mâncărică, curățenie, grijă, bănuțul să-mi cumpăr niște hăinițe, numai negre și numai pantaloni. Erai rockăriță. Wow! Erai rockăriță. Are piercing în limbă. XYZ. Dracu' e așa? Ai. Da, da, adică mai am ceva din... Povestește-mi tu, ce crezi? Eu cred că erai la vârsta în care în subconștient conștientizai că viața e plină de suișuri și coborâșuri. Iar felul tău de a fi, energia pe care o ai, e un suiș mai puternic. Da, da, elanul. Elanul tău. Elanul tău e puternic pentru că așa ești tu, mă, așa ți-e felul. Da. Și știai că va urma să dai cu pensula, să te așezi, să privești, da. Și să mai dai cu pensula. Adică la vârsta aia te așteptai să ajungi unde ai ajuns acum. Nu pe scaun la mine. Așa. Să fii... Nu. Că până la urmă ești o celebritate. Nu. Când eram mică am vrut să mă fac medic stomatolog. Da, pentru că toată lumea zicea de dantura mea. Făceai bani. Da, știu. Toată lumea zicea de dantura mea că e foarte frumoasă, știi? Și mi se părea, bă, deci am dinți frumoși, înseamnă că mă fac medic stomatolog. Dar mult timp, cred că până într-a 11-a, eu doar chestia, cred că și într-a 12-a, eu tot mă gândeam că nu o să mă fac eu la un moment dat medic stomatolog. Nimeni, niciodată, Doamne. O să te rog puțin să-mi povestești despre academia ta de make-up. Cum ți-a venit ideea? Când ai prins curajul ăsta de a face asta? Da, acum vreo 7 ani, da, cam 7 ani, o prietenă m-a recomandat să fiu trainer la o academie. Era pentru prima dată când făceau parte de machiaj și se specializau pe cursuri. Și am stat cam un an de zile acolo, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că asta e ceea ce trebuie să fac eu pe viitor, pentru că mie îmi place foarte tare să vorbesc. Ce să vezi? Observ. Așa, și să împărtășesc din ceea ce știu. Cumva, chiar mi s-a părut că mi se potrivește foarte tare și am stat acolo. După aia, cu regrete, am spus, știi, o să-mi deschid și eu școală de machiaj, că nu mai pot. Nu aveam concurență, ci problema era că ei trebuiau să-și găsească un alt trainer așa de fain ca mine. Nu lucram cu niciun brand, tot ce făceam din punct de vedere... Nu, n-aveam branduri. Deci nu aparține nimănui. Nu, nimănui. Așa că, pentru că am vorbit frumos și nu știu ce, toată lumea a fost mulțumită și a zis, bă, Gabi, asta este, da. Eu... Și noi știam că o să-ți deschizi tu la un moment dat, pentru că ești talentată și așa mai departe, ca trainer. Și mi-am deschis eu un spațiu foarte frumos, mi-am acreditat școala de minister, așa că sunt un aici formator... Da. Sunt un formator frumos cu acte în regulă și cu diplome... Acreditate de minister. Ceea ce este o chestie foarte bună. Doar că uite, mi-ar plăcea foarte mult să dezbat și chestia asta. Foarte multă lume crede că, nu știu, într-o 7-8 maxim, 3-4 întâlniri
faci marea cu sarea. Tu nu știi să pui un fond de ten, dar tu ai o diplomă acreditată de minister, pentru că da, se dau ușor. Ei bine, eu vin și dau, nu, nu. Ca să fii make-up artist cu această diplomă autorizată de minister, tu chiar trebuie să parcurgi niște chestii. Așa că e un pic mai diferită școala mea, pentru că încerc să fac un basic, să învețe ce înseamnă să pui, nu știu, mâna pe o pensulă din fir natural, din fir sintetic, ce înseamnă, nu știu, să găsești sculele din punct de vedere cromatic niște fonduri de ten și ce e foarte important, să știi să vorbești cu oamenii. Să știi să vorbești cu clienții tăi, care până la urmă asta e cel mai important. Și chestia asta înseamnă o săptămână, două, o lună, două, depinde. Că oamenii își dau, adică eu am impresia că toți au figuri din astea, că bă, lasă că mă uit-o pe YouTube și învăț, că sunt foarte multe tutoriale. Ori diplomă, oricum te ajută să-ți faci business-ul legal, sigur, să deschizi și tu la rândul tău chestii. Sigur că da. Dar nu totul se învață pe internet. Da. Așa e. Așa, ai nevoie de niște oameni lângă tine care să-ți arate și să-ți facă așa, să-ți clarifice anumite chestii. Să-ți arate din greșelile lor, în primul sigur. Rând. Sigur. E frumos să te uiți pe YouTube, că și în ziua de azi încă mă uit, pentru că eu sunt omul ăla care învață de la orice. Chiar peste 3 săptămâni o să fie un eveniment unde sunt 4 speaker, 4 make-up artist, nu, 3 make-up artist foarte mișto, de la care am ce învăța. Probabil, nu știu, poate unii n-au nici 10 ani de când lucrează în domenii, alții au mult mai mulți, dar am ce să învăț. Uite, chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult să nu fiu o mândrie din aia așa, știi, bine, mă, nu mă mai duc eu la cutărică să văd ce face, că suntem colege. Ba nu, mergi și la colegi, mergi la masterclass-urile lor, susține-i, plătește-ți biletul, nu ți se dă moca nimic, totul se vinde, cumpără, da? Și astfel, na, poți să evoluezi. Pe mine asta m-a ținut foarte tare, pentru că sunt mulți make-up artiști care poate, nu știu, acum 20 de ani făceau partea asta de machiaj, dar după aia, dintr-o comoditate, cine știe, n-au mai evoluat. Și cumva zona asta de a învăța acum fete, nu, sunt acum fete de 20 de ani care predau. E foarte frumos că ai o experiență de 2-3 ani de YouTube, dar totuși ai nevoie de un trainer un pic mai altfel. Legat de evenimentele pe care le faci, explică-mi puțin conceptul, că eu n-am priceput. N-ai priceput. Evenimentul ăsta de vlogging, de... lămurește-mă, te rog. Da. O prietenă foarte bună, acum 10 ani, și-a făcut un astfel de eveniment. Pentru prima dată în jur, că în România. Aducea mai multe fete și mai multe branduri dădeau în mod gratuit niște produse. Era chestia cu blogger. Evenimentul nostru se numește BBM, Beauty Blogger Meeting. BDM. Beauty Blogger Meeting Cluj. Da. Erau bloggeri. Acum 10 ani existau bloggeri. Bloggerii de travel, de food, de beauty. Da? Beauty fashion. Și Anca, prietena mea, a organizat aceste evenimente. Evenimentele erau strânse, erau o singură dată pe an. Adică... și pur și simplu mergeau la o cafea și desfăceau niște goodies-uri pe care Anca le căuta la diferite companii. Evenimentul, odată cu mine, da, și Anca știe asta, odată cu mine evenimentul a luat așa cumva amploare și cu încă 3 colegi. N-am mai putut Anca să le facă toate și odată cu noi am... făcut acest pas important și am făcut tot felul de evenimente mai mari. Summer party, Christmas party, evenimente cumva așa Paște party. Diferite. Da, serios. Și o conferință foarte importantă pe care o avem în fiecare an cu speaker și cu diferite așa, momente în care să dezvoltăm subiecte. Evenimentele astea face cumva un networking între branduri și acești influenceri. Acești influenceri, da. Cumva avem și câteva detalii de a te înscrie la evenimentele noastre. Dacă ești vlogger sau influencer. Dacă ești vlogger sau influencer, exact. Și bineînțeles, brandurile încep să ne contacteze ei și vor să colaboreze cu noi, brandurile în mare, vor să colaboreze cu noi și noi să facem cumva podul ăsta sau legătura asta între branduri mari și influenceri. Noi ne ocupăm de tot, de poze, de video, de eveniment să se simtă foarte bine lumea. Eu am o chestie cu mâncare, băutură și dulciuri.
no, trebuie să mănânci, să bei și să mănânci, mănânci ceva dulce. N-ai cum. Altfel nu supraviețuiești la un eveniment, așa că da. Și cum îți dai seama când cineva este vlogger sau blogger sau influencer? Păi în primul și în primul rând să fie vizibil în zona de Instagram, în zona asta înseamnă de la Facebook. 10K în sus. Ar fi ideal, dar să știi că există acești micro-influencer care fac câteodată și mai, nu neapărat mai bine treaba, dar o fac foarte bine pentru că ei au un număr de 3.000-4.000 de oameni care, dar băi, organici, frate, nu exact, plătiți. Exact. Și care, bă, și-a cumpărat cu tărică respectivul gel de duș, apoi mi-l cumpăr și eu mâine. Și mâine îi și scriu lui cutărică. Foarte multă lume e așa cumva, bine, mă, dar din stories-urile alea pe care le pun eu cu 100.000 de produse, oare o să se mai uită și la, o să se mai uite și la cu punga cu cutărică brand. Da, se uită și ăla de 50.000 de followers și ăla de 5.000 de followers, ăla de 5.000 de followers o să-ți facă și un reel, știi? Uite, no. Eu o să muncesc și o să ajung destul de cunoscut încât să mă chem și pe mine. Așa, așa. Păi da, dar știi, momentan sunt magagici. Ha. Tocmai. A, tu să fii așa, trebuie să fiu eu găgiu. Da, încercăm, ne dorim foarte mult. Am făcut un eveniment cu mămicile influenceri, da? Acești content creators. Sunt da. Și... da, sunt foarte multe mămici care au și publicul ăsta foarte, foarte frumos, viitoare mămici, mămici. Poste și le-am mămici. Chemat, da, și le-am chemat la eveniment și au venit și cu prunci, bineînțeles. Și bine, avem în gând și partea asta cu mascul în viața noastră. Bă, cât sunteți de misandrine. Și cu bărbați în cadrul așa. Evenimentelor noastre vom face, cu siguranță, cu siguranță. Pentru că suntem așa într-o plină poveste. Ne gândim uite, la trei frate, evenimente. Îți propun un eveniment business și rămâne pe cameră ca să nu ne-l fure altcineva. Așa. Facem o de asta cu produse de păr creț. Și că crețele au o lume a lor. Da, așa, exact. O comunitate, o ceva. O comunistitate. Și da, atunci tare. Da, da, vin tare. Și eu speakerul exact. Motivațional super să le tare. Povestim despre crețele. Păr. Crețele să nu-și îndrepte niciodată părul. Zic eu care am un păr foarte, foarte drept. Super! Ea era creață când era mică. S-a întâmplat. S-a lăsat. Da, draga mea, deci am înțeles. Trebuie să mă fac mai cunoscut ca să pot să iau legătura cu tine pentru evenimentele alea. Păi dacă vreau să învăț să fac, să fiu make-up artist, să machez așa, trebuie să te contactez. Deci pentru foarte multe lucruri ar trebui eu să te contactez cu tine. Sunt o... ești o capodoperă. Univers. Ești universul. Sunt univers. Draga mea, îți mulțumesc pentru tot vibe-ul pe care l-ai avut astăzi. Ești foarte tot tare. Tot un vibe. Mai avem nevoie de... ce? De un singur lucru de la tine. Ce să mai mulțumim? Care este sfatul zilei? Sfatul zilei să zâmbiți, să vă simțiți bine, să purtați pălăriști, să faceți părul întotdeauna la Hair Styles, pentru că el o să facă bine. Noi ne spălăm acasă în cadă și nu știu ce știți și voi, dar Hair Styles își face treaba mult mai bine, la fel ca și make-up artistul. Exact. Bine? Și eu vă sfătuiesc să mergeți să vă machiați în așa hal încât să vă recunoaștem și a doua zi. Și voi băieți highlinere, sprâncenlinere și toate astea, vă rog să le faceți la un specialist. Hai să ne facem un selfie de hai aici să așa ne facem direct. Un selfie. Selfie, acum că arăt așa ca la 20 de ani. Îți mai oferim din partea noastră, draga mea, o mască. Ce frumos, îți mulțumesc! Ce sper tărărat. Să nu mai fie nevoie super. De da, de nu, că e bună, e bună. Mulțumesc! Pa, pa, pa! Ciao! Perfect!